Te-ai gândit cândva că îți merge rău și îți merge rău din pricina părinților sau obuneilor sau străbuneilor? Poate ei au săvârșit anumite păcate, au atras blesteme asupra lor sau pur și simplu cineva i-a blestemat și blestemele acestea s-au extins până la tine. Și iată, tu plătești consecințele la faptele rele sau la blestemele strămoșilor tăi. Poate ți-a spus cineva că dacă aplici sângele lui Iisus Hristos, poți fi eliberat de aceste blesteme pe care îi le numesc blesteme generaționale și poți să fii vindecat și de boli aplicând sângele Domnului Iisus. Eu te invit să asculți acest video ca să afli cum poți scăpa de sub orice blestem și cum poți să trăiești o viață fericită cu Domnul Iisus Hristos și apoi să intri în împărăția cerurilor. Ascultă cu multă atenție acest video. Eu citesc o întrebare la care răspund astăzi. Pace, domnule pastor. Am o întrebare. Mulți frați, dacă nu chiar toți, din biserica și din cultul de unde aparțin, spun des să cerem sângele Domnului asupra noastră. Ei citează Evanghelia după Matei, capitolul 27, unde scrie: când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Deci, frații din biserica unde merg eu confundă să ceri sângele Domnului Iisus peste tine cu sângele Domnului care ne spală păcatele. Eu vă întreb pe dumneavoastră, poate puteți să ne răspundeți dacă este corect ce spun ei sau nu. Vă mulțumesc anticipat. Da, dragă frate, da, ei confundă, cu adevărat confundă. Pentru că aici, în textul acesta din Evanghelie care l-ai citit, când evreii au spus sângele lui să cadă asupra noastră, ei s-au referit la pedeapsa pentru sângele acesta. Pilat spunea: eu nu văd nicio vină în omul acesta. Și atunci Pilat gândea: cum să execută un om care nu are nicio vină? Totdeauna oamenii s-au temut că atunci când execuți pe cineva fără în care nu are o vină, numai decât va veni pedeapsa asupra ta. Și Pilat a vrut să spună: eu nu văd nicio vină. Ei au zis: nu, zice, și de aia și-a spălat mâinile. A spus: sângele meu nu e asupra lui. Că vrea să le spună: voi vă faceți vinovați, voi cereți, el este omorât, dar voi sunteți vinovați. Cu toate că și avea și Pilat partea lui. Însă, iată, ei au zis: sângele lui să cadă asupra noastră, asta însemnând că pedeapsa pentru consecințele, pentru omorârea lui Isus, vin asupra noastră și au venit consecințele asupra lor, pentru că s-au întâmplat lucruri groaznice. Știți, Ierusalim a fost distrus, s-au întâmplat lucruri extrem de grave pentru ei. Dar cu siguranță că n-a fost un lucru bun. Fraza asta, sângele lui să cadă asupra noastră, nu este un lucru bun cum îl interpretează cineva. Eu, totală confuzie. Învățătura aceasta pe care ați auzit-o dumneavoastră, ea face parte dintr-o învățătură greșită, mai nouă, care cred eu că a fost bine exprimată de tânăra pe care vă invit să o ascultați. Eu am găsit acest video și în mod intenționat iau să includ video pentru că așa dumneavoastră veți înțelegeți cel mai bine la ce se referă învățătura aceasta. Vă rog să ascultați. Bună ziua tuturor! Hristos a înviat! Glorie Domnului Iisus Hristos! Ce faceți, cum sunteți? Slavă Domnului Iisus Hristos și sângelui de la cruce pentru tot ce a făcut pentru noi și chiar vă invit acum ca de fiecare dată când noi auzim numele Domnului Iisus Hristos să-i dăm slavă și cinste glorie lui. Binecuvântat să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos în veci de veci. Iarăși este foarte important și o să mă repet cu asta, este să aplicăm sângele prea sfânt, prea pur. Jertfa supremă a Domnului Iisus Hristos, binecuvântată să fie ea în veci de veci. Peste toate greșelile noastre, peste gândurile necurate, peste promisiuni pe care nu le-am onorat, peste greșelile noastre cuvocitare.
astfel încât să rupem orice lanț prin care Satan ar putea avea un drept legal în viața noastră. De asemenea, vă invit și este foarte important să aplicăm sângele Domnului Iisus Hristos peste păcatele strămoșilor noștri, acolo unde știm că au fost cazuri de vrăjitorie, de vicii, de blesteme, de relații în afara căsătoriei și așa mai departe. Unde știm că au fost cazuri, să rupem blesteme. De exemplu, rup cu sângele lui Iisus Hristos blestemul de infidelitate de pe linia generațională A. Unde știi că a existat? Dacă a fost pe linia mamei sau a tatălui sau pe ambele linii. De asemenea, să ne cerem iertare cu voce tare Domnului Iisus Hristos și Tatălui Ceresc, în numele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui în vecii vecilor. Pentru păcatele strămoșilor noștri, Doamne, iartă-ne strămoși, Doamne, iartă-ne pentru tot ce au greșit unul față de altul, pardon. Iartă-ne părinții, de asemenea putem să facem pentru părinții noștri. Tată Ceresc, în numele lui Iisus Hristos, glorie numelui lui Iisus, îți cer iertare, vin înaintea ta și îți cer iertare pentru părinții mei, pentru că au greșit unul față de altul. Te rog, Tată Ceresc, să ierți. De asemenea, trebuie spus cu voce tare, aplic sângele lui Iisus Hristos peste orice păcat generațional ar opera în viața mea. Mă căiesc și renunț la răzvrătirea mea și la tot păcatul meu și l-accept pe Domnul Iisus Hristos în inima mea, în viața mea și mă predau cu totul lui Iisus Hristos. Cu voci tare, glorie Domnului! Acum, după ce ați ascultat video, cred că ați înțeles și dumneavoastră că conform acestei învățături cu sângele lui Iisus, care trebuie chemat, aplicat sângele lui Iisus, ei vorbesc așa de parcă jertfa Domnului Iisus nu ne curăță odată pentru totdeauna. Iată, în epistola către evrei este scris așa. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus. Și apropo, în Biblie când spune sângele lui Iisus, se referă la jertfa întreagă, nu doar la sânge ca element, se referă la toată jertfa Domnului Iisus Hristos. Zice, noi am fost sfințiți prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi, se referă la preoții Vechiului Testament și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, Domnul Iisus, din potrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarele lui. Și printr-o singură jertfă, Domnul Iisus a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Acum, dacă s-a întâmplat aceasta, de ce trebuie să aplici din nou și din nou, din nou, ca și cum n-a avut efect? Nu, ne spune aici clar. Noi am fost sfințiți odată pentru totdeauna când am crezut în Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci a fost aplicat sângele Domnului Iisus sau jertfa Domnului Iisus Hristos a fost aplicată în viața noastră. Am primit o iertare desăvârșită, am primit nașterea din nou, am fost transformați și nu mai este nevoie ca lucrul acesta să-l facem în mod repetat. În mod repetat îl făceau în Vechiul Testament. Noi nu avem nevoie să facem lucrurile acestea în mod repetat acum. Despre păcatele acestea generaționale. Noi nu putem să rezolvăm păcatele altor oameni, că păcatele dacă sunt ale străbuneilor, ale părinților, nu știu, noi nu putem nimic. Ei au plecat din viață, cred că cei mai mulți au plecat în locuința morților, dacă nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus și nu au fost născuți din nou, au plecat în locuința morților, unde este un loc de chin, își așteaptă pedeapsa, vor veni la judecată, după judecată vor merge în iazul de foc și de puceasă. Și noi nu mai putem rezolva nimic, ei au plecat din viață. Nu putem nici o picătură de apă măcar nu le putem da la oamenii ăștia. Nu putem rezolva cu privire la păcatele lor nimic. Ei trebuiau să și le rezolve atunci când erau aici în viață oamenii aceștia. Și dacă nu și le-au rezolvat, atunci nimeni nu mai poate să le rezolve. Oricât n-ai chema sângele Domnului Iisus peste păcatele lor, peste viețile lor, peste ceva, nu trebuie, nu îi ajută cu nimic. Acum, blestemele acestea generaționale, ele nu sunt o învățătură biblică.
Da, este adevărat. Cineva zice, ia de exemplu, porunca a doua din Decalog spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Dacă vă referiți la aceasta, da, exact, asta funcționează. Funcționează așa. Dar nu mai este lucrul acesta valabil pentru oamenii care au intrat în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos. Asta trebuie să înțeleagă fiecare creștin care a avut naștere din nou, că el este o făptură nouă. În momentul când a intrat în legământ cu Domnul Iisus Hristos, a ieșit după orice blesteme. Că ar fi fost blesteme, ar fi funcționat blesteme în familia ta, au funcționat înainte, au fost atrase peste tine, peste alții. Ai văzut consecințe, că într-adevăr vedem și mulți fac lucrul ăsta și sunt o sumedenie de video care le-am făcut și articole le-am scris și pe canalul acesta despre blesteme, cum funcționează blestemele, dar iată, în situația aceasta, dacă ai crezut în Domnul Iisus, te-ai eliberat, nu mai are niciun blestem puterea asupra ta. Ascultați dumneavoastră despre ce blesteme generaționale în viața unui creștin mai putem noi vorbi când în epistola către Efeseni este scris astfel. Binecuvântat, atenție, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat pe noi, cei care suntem născuți din nou, care am primit Duhul Sfânt. Deci ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Unde mai este loc aici pentru blesteme generaționale? Nu! Noi am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte din temeirea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după bună plăcerea voiei sale. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, prin sângele Domnului Iisus Hristos, avem deja iertarea păcatelor și nu trebuie să o cerem în fiecare zi. Gata, o avem. În ziua când am fost născuți din nou, în ziua când ne-am pocăit, în ziua când am primit Duhul Sfânt, gata, am primit iertarea păcatelor. Și zice, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin tot felul de înțelepciune și de precepere, pentru ca binevoit să descopere taina voiei sale. Iată, vedeți, deci noi am primit binecuvântări, noi suntem binecuvântați. Noi avem foarte multe binecuvântări. Problema este că noi nu suntem conștienți. Cei mai mulți creștini nu sunt conștienți de binecuvântările duhovnicești pe care le avem. Și de multe ori ne necăjim pentru fleacuri. Cum să vă zic, știi? E ca și așa cum cineva care are milioane, miliarde are într-un cont și el se necăjește că, uite, n-are un creion de altă culoare și iată, așa e de necăjit că nu are un creion care să nu fie albastru-roșu, dar să fie albastru-galben. Și iată că el nu are creionul acela și așa de necăjit și tot necazul e că n-are creionul ăsta. El nu înțelege ce are el, el e foarte bogat. Noi suntem noi toți, am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Deci, dragii mei, excludeți, nu mai poate fi vorba în viața noastră despre blesteme generaționale, despre altceva. Noi suntem binecuvântați. Spune aici, Harul Lui L-a revărsat din belșug peste noi, a răspândit peste noi Harul Lui. Cum adică? A răspândit Harul Lui și noi ne confruntăm mai departe cu blesteme generaționale? Nu, lucrurile acestea trebuie scoase, excluse din viața noastră. Nu mai trăim așa, ne bucurăm de ceea ce am primit. Iată, mai spune aici, ne-a făcut moștenitori, ne-a rânduit mai dinainte prin hotărârea Lui, așa. Deci noi suntem moștenitori împreună cu El, moștenitori a Lui Dumnezeu. Tare mult vreau să înțelegem bine lucrul acesta și să vă detașați de învățătură. Aș vrea și tânăra care ați văzut un video și alții care urmăriți și primiți o astfel de învățătură, detașați-vă, este învățătură străină. Eu știu că sunt multe video, acum pe internetul ăsta, pe YouTube, poate pune oricine, pune ce vrea, când vrea, dar, dragii mei, detașați-vă, este o învățătură rea și nemicitoare care vă face rău. Dacă nu sunteți născuți încă din nou, atunci da, blestemele pot funcționa în viața dumneavoastră și ele funcționează și blesteme generaționale, ele funcționează. Și dacă nu sunteți născuți din nou, atunci trebuie să vă nașteți din nou și o puteți face chiar astăzi. Vă rog să ascultați cu multă atenție video pe care îl vedeți aici. Ascultați foarte, foarte atent acest video, după care
faceți ceea ce vă învăț în acel video și apoi chiar mă voi bucura mult dacă veți trimite un mesaj la e-mail sau la comentarii aici veți lăsa, ca să știu și eu că dumneavoastră v-ați născut din nou, să mă bucur împreună cu dumneavoastră, să mă rog pentru dumneavoastră. Apoi, numai decât începeți să studiați profund Biblia, ca să aveți o credință sănătoasă și să nu vă hrăniți cu învățături. Este învățătură rea și nimicitoare, învățătură care vă fură bucuria mântuirii. Vă face să fiți ca niște iepuri speriați care aleargă toată viața, speriați, teme de umbra lui. Nu așa este un creștin care trăiește tot ca un iepuri speriat. Nu așa. Noi suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești și mergem cu bucurie prin viață, mergem biruitor prin viață, nu așa. Deci începeți să studiați Biblia ca să aveți o credință sănătoasă. Și dacă nu știți cum să studiați Biblia, eu foarte mult vă recomand cursul Doamne, învață-mă să studiez Biblia în 28 de zile. Noi îl avem la Biserica Bunăvestirea, oricând veniți îl veți găsi acest studiu, întrebați acolo de noi, voi aprecia dacă vă veți apropia și de mine, vreau să vă cunosc față în față. Și apoi, dacă este prea departe să veniți până la Chișinău, puteți comanda și online și noi vă vom trimite cursul acesta, îl primiți și studiind acest curs veți căpăta deprinderi elementare pentru studierea Sfintelor Scripturi. De asemenea, vreau să vă recomand și Biblia internațională de studiu inductiv, pentru că Biblia aceasta așa este ea concepută pentru o persoană care vrea să studieze și are toate instrucțiunile acolo, pas cu pas, înainte de fiecare carte. Găsiți instrucțiunile cum să o studiați. Încă vă invit să vă înscrieți la un grup de studiu biblic. Dacă nu aveți cumva acolo un grup de studiu biblic, vă invit să vă înscriți la un grup de studiu biblic online. Eu conduc în fiecare zi de miercuri un studiu la ora 7 seara, îl conducem împreună cu soția mea, sau se implică și alți lideri care ne ajută atunci când suntem plecați în misiune. Și în felul acesta veți învăța cum să studiați Scriptura pas cu pas. Și încă o dată vă zic, încetați să mai ascultați învățături nimicitoare. Revizuiți bine care sunt canalele de pe YouTube de la care trebuie să vă dezabonați. Și urmăriți canale unde este învățătură sănătoasă. Urmăriți slujitorii lui Dumnezeu care dau învățătură sănătoasă. Rămâneți conectați la acest canal. Dacă nu sunteți cumva abonați, abonați-vă acum la canal ca să puteți fi totdeauna notificați, să primiți o notificare despre noile video care sunt publicate aici. Și Dumnezeu să vă ajute să creșteți în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, să creșteți în bucuria mântuirii, să nu mai fiți ca acei iepuri speriați care se tem de umbra lor, ci să mergeți frumos, biruitor, prin viață, cu deplină credință sănătoasă în Domnul nostru Iisus Hristos.